Un tânăr de 28 de ani a fost prins de oamenii legii conducând drogat o mașină ce avea numere false. La data de 23 aprilie, în jurul orei 18, polițiștii secției 3 rurale din Andrei au oprit pe drumul județean 693, în localitatea Călacea, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 28 de ani din comuna Sat Chinez, județul Timiș. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că autoturismul avea plăcuțe cu număr fals de înmatriculare. În urma testării cu aparatul din dotare a bărbatului au reușit indicii cu privire la posibila prezența a substanțelor psihoactive. Menționăm că aceasta nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, bărbatul fiind condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise, iar acesta a refuzat prelevarea mostrelor biologice. În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui autovehicul cu numere false și refuzul de la prelevarea de mostre biologice. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Timiș, transmit reprezentanții IPJ Timiș.